ce face concret Banca Națională? Ce influență are ea asupra societății? Banca Națională a României a fost creată acum 138 de ani ca o expresie a capitalului românesc și ea și funcțiile ei au evoluat în timp odată cu societatea. Obiectivul fundamental este asigurarea stabilității prețurilor. Criza globală a evidențiat însă noi sarcini pentru băncile centrale, stabilitatea financiară în special. Stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară conduc la stabilitatea cursului de schimb. Așadar, Banca Națională apără stabilitatea prețurilor, stabilitatea financiară și stabilitatea cursului de schimb. În ce privește stabilitatea prețurilor, ținta noastră de inflație este de 2,5% plus minus 1%. Această țintă a fost atinsă în anul 2017, a fost 3,3% și va fi atinsă și în anul 2018, când estimăm că inflația la sfârșitul anului va fi 3,5%. Va fi atinsă și în 2019, când estimăm că va fi 3%. Banca Națională a României elaborează și aplică politica monetară, autorizează, reglementează și supraveghează instituțiile de credit, promovează și monitorizează buna funcționare a sistemelor de plăți, emite bancnote și monede, administrează rezervele internaționale, acționează ca un împrumutător de ultimă instanță, Banca Băncilor Comerciale. Ce nu face Banca Națională? Banca Națională nu calculează inflația, ci Institutul de Statistică calculează. Nu stabilește ea cursul. Acesta e stabilit de piață printr-un mecanism de flotare controlată. BNR doar îl comunică. Și nu stabilește ea roborul. Acesta este stabilit de tranzacțiile interbancare, iar BNR doar calculează media. Mai mult, potrivit legii, protecția consumatorilor nu este în sarcina noastră, ci a ANPC. Deși, în opinia mea personală, ar trebui să fie în sarcina unei autorități de supraveghere financiară, chiar a Băncii Naționale. Potrivit legii, Banca Națională este independentă și așa trebuie să fie pentru a-și putea exercita mandatul. Nu primim bani de la buget, ci plătim un impozit de 80% și este normal, firesc, să fie așa. Profitul Băncii Naționale provine în principal din administrarea rezervei, din emisiunea de monede și din împrumuturile acordate băncilor comerciale. O parte din rezerva de aur, după cum știți, este ținută în străinătate, la Londra. Și este bine că este așa, pentru a nu se repeta episoade precum 1917 sau 1952, când rezerva a fost transferată sub presiunea războiului sau a fost confiscată. Banca Națională este independentă, dar asta nu înseamnă că ea nu dă socoteală. Prezentăm Parlamentului în luna iunie raportul anual, prezentăm opinii publice de 2 ori pe an raportul asupra stabilității financiare și de 4 ori pe an raportul asupra inflației.